Slăvit să fie Domnul. Aceasta este lucrarea Domnului, cu mici, cu mari. Versurile date de Domnul prin Duhul Sfânt, când voce dată de Domnul prin Duhul Sfânt, toate le avem prin Duhul Sfânt. Înainte am de recitat o poezie pe care Domnul mi-a pus-o acum 10 ani, dar m-am ascuns ca și Adam și Eva să nu slujesc. Înainte să o recit, vreau să vă spun, să vă întăresc o situație. Azi am vorbit cu cineva în țară pe care l-am întâlnit dornic să-l cunoască pe Domnul și am citit despre situația celor trei în groapa cu ulei. Despre celor trei în cuptorul cu foc și despre Daniel în groapa cu ulei. Și ca să înțeleagă că a fost adevărat situația din cuptorul cu foc, i-am spus o situație pe care Dumnezeu m-a făcut să trec prin ea în timpul cât am fost în țară de vreo 2 luni. Fierbeam apa la copilul cel mic care l-avem într-o tigaie și am oprit focul și am luat tigaia. În momentul când am vrut să iau, am simțit că sunt înțepenit și am tras și mi-a sărit apă peste mână. Am lăsat tigaia din instinct și mă pregăteam să urlu de durere și mă pregăteam să fac ceva gesturi să mă duc și mă uitam la mâna mea care e roșie, dar n-am simțit nicio durere. Și am rămas atât de șocat încât n-am realizat, am zis că poate a fost aburul, dar mâna era udă. Și m-am dus să pun în termos apa și în timpul respectiv i-am spus la soacră mea, uite ce mi s-a întâmplat, că mi-a sărit apă peste mână în clocot și nu simt nimic. O fi zis, o fi vrând să-ți arăte un semn Domnul sau vrea să lucreze prin tine. În momentul când s-a dus ea în loc unde era apa, o alunecat, asta a fost un semn că a fost adevărat, mi-a curs apă peste mână, pentru că era o baltă și o alunecat. Dacă nu era cumnată mea, ar fi căzut și ar fi rupt poate spatele. Și am explicat că e adevărat, poți să treci prin foc și să nu te ardă, poți să treci prin orice dacă e Domnul cu tine, doar ca semn să vezi și să-L cunoști pe Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. O trebuie să se întâmple lucrul ăsta ca să-i poți să-i spun acelui om că e adevărat. Trecerea acelor trei prin foc. N-am știut cum să-i explic, dar mi-am adus aminte. Toate sunt pregătite de Dumnezeu. Poezia este ceea ce avem noi în organismul nostru, în ființa noastră, sufletul. Mare taină și neînțeleasă este în acest imens univers. Cum Dumnezeu a dat viață unui chip de lut omenesc? O creatură nouă și firavă a primit duh de putere și vlagă să cutreiere întreg pământul cu mișcarea, ființa și gândul. O făptură așa de minunată, cu duh de viață binecuvântată, trup zvelt, înțelepciune și înfățișare și un suflet adânc, mai prețios decât mărgăritare, din veșnicie. E taină mare și va fi mereu. Cum primezi viață de la Creator, pruncii în pântecele mamelor? Cu înfățișări minunate, țesute după chipul său, să fie noi moștenitori al pământului și veșniciei, dar unii sunt fii pierzare și silnicii, alții vor fi rodul sfinte sărbători. Ce va fi la Domnului venire într-un timp neștiu de nimeni, mare taină și de neînchipuit, este jertfa lui Iisus, mielul neprihănit. În durere și mâini însângerate, coborât al împăratul slavii din înălțimi, să răscumpere suflete pierdute și împovărate de boli, păcate și patii. Toate aceste suferințe și lacrimi, Iisus, pentru sufletele noastre le-a îndurat. Căci pentru suflet nu este niciun preț pe pământ de om ce poate fi dat, nici chiar întreg pământul și averile și banii.
Omule, știi ce preț are sufletul tău? Chiar crezi că ești nimica? Atunci de ce zilnic ești vânat de cel rău? Suflete, pentru tine se dă o luptă mare și nevăzută, să ajungi în veșnicia de Domnul Iisus pregătită. Suflet viclean și schimbător, în suferință știi să ceri Domnului ajutor. Dar pentru toate răutățile și poftele stricate, când ai să te întorci la Mesia, cu smerenie să-ți fie iertate, o suflet, n-ai vrea tu să simți ce iubire? E căldura ce emană din lăuntru tău, pentru toți din jur, e de la bunul Dumnezeu. O suflete scump, asta să-ți fie menirea, s-a scus de Duhul Sfânt când ești cercetat. Și biruie șoaptele din mintea ta, numai susurul dinăuntru tău e cel adevărat, e vocea mielului jertfit sus pe Golgota. Oh, oameni trecători și naivi, nu bogăția și plăcerea aduce fericirea, toate-s de moment, apoi căzuți singuri și bolnavi, tinerețe disperare și bătrânețe înfrigurare. Suflet, ce simți durerea și amărăciunea, încrede-te în Domnul să-ți asculte rugăciunea, căci pentru rănile din trup sunt leacuri și vindecări, dar pentru suflet există doar pace și mângâieri. Suflet, ce simți în adâncul tău iertarea și pacea lui Dumnezeu, lacrimile sunt de bucurie, ce lucru mare, ce bogăție. Umblarea ta este păzită pe acest pământ, Domnul Iisus te-a sfințit, suflet rătăcitor, și de acum prin Duhul Sfânt ești vegheator, având sfătuitor mereu al Bibliei cuvânt. Doar dorința ta, suflet, ce e sincer, te înalță mereu mai aproape de cer, chemând prezența Domnului în orice loc ai fi, ești ocrotit și călăuzit în fiecare zi. O suflete de Tatăl Sfânt prețuite, voi veți moșteni veșnică împărăție, nu aceste trupuri slabe și putrezite, alături de Mântuitor, în slavă și măreție. O suflet, ce încă mai duc de viață, caută mântuirea, de azi să te pocăiești, nu mai fi nepăsător, cu inimă de piatră, doar așa vei ajunge în cer, dacă-l păcatul biruiești. Amin.